În urma neînțelegerilor companiilor de microbuză din localitate, cetățenii sunt obligați să aștepte microbuzul afară, deseori pe frig și pe ploaie. Cu toate că în stație sunt microbuze din celelalte firme, ele nu se pornesc, motivând că este ora celelalte companii. De asemenea, când vine microbuzul, cetățenii sunt obligați deseori să se urce în picioare, clai peste grămadă, mergând cu un confort de 2 bani la un preț de 7 lei.